Lacul Pădurice din Arad a fost luat cu asalt de administrația primarului pentru a sparge gheața de pe lac, ca să poată lebedele să plutească. Primarul Călin Bibarț a făcut câteva declarații. Bună ziua! Suntem la lacul de la Pădurice. Am constatat că o bună parte din el a înghețat, au mai rămas doar câteva mici ochiuri de apă și mă tem să nu înghețe în totalitate zilele astea cât mai ține frigul și să plece cumva lebedele. Așa că încercăm să spargem din gheață ca să nu o lăsăm să înghețe în totalitate, că ne dorim să rămână aici cât mai mult timp, pentru că sunt o prezență plăcută și ne mândrim cu ele. Așa că e o mică acțiune de luptă cu gheața pentru a avea lebedele împreună cu noi. Sunt o familie frumoasă, cred că vom avea grijă de ele cât mai mult timp. Sper să nu plece. Sper să nu se sperie acum, probabil că nu o să venim până aici la ele, o să spargem jumate din gheață ca să aibă loc să se mute și să rămână cu noi. Prognoza meteo de săptămâna viitoare spune că se încălzește și atunci n-ar mai fi problemă. Să vedem ce iese. O zi bună în continuare și aveți grijă de lebedele.